Bun venit în spațiul online al Institutului Cultural Maghiar din București. Încercăm în aceste condiții să continuăm seria de concerte tineri muzicieni lansați de Asociația Culturală Ecaterina Stan și avem onoarea să o invităm la microfon de această dată pentru a prezenta tinerii muzicieni din această seară, zi, din această înregistrare. Seara tătălă, cât se întâmplă cât o București Magyar Kulturális Intézet online terében, a Stan Katalin Kulturális Egyesület által támogatott fiatal tehetségek koncertsorozatot ezúton próbáljuk megfolytatni, és át is adom a mikrofont Stan Katalin zenekritikusnak, hogy mutassa be a ma esti meghívottakat. Bine ați venit să ne urmăriți online, spațiul virtual. Încearcă să ne facă loc în suflete evenimentelor la care nu putem participa în direct. Și pentru că cele mai apropiate persoane de mine în acest moment sunt la peste 2 metri, îmi voi scoate masca. Üdvözlök mindenkit, aki itt nézi az online-on a Magyar Intézetnek a koncertsorozatát, amiket a fiataloknak ajánlok. Ez egy olyan módszer, amivel majd pótoljuk azt, hogy nem mehetünk koncerttermekbe, és a művészetet közel hagyjuk magunkhoz. És mivel, hogy a legközelebbi személy több mint 2 méterre van tőlem, hát levettem a maszkot, remélem így nem terjesztem a koronát. În recitalul de astăzi, invitat este Ștefan Iordachi. Este un tânăr violoncelist de doar clasa a 6-a. La pian este mama lui, Raluca Cimpoi Iordachi, profesoară pianistă, profesoară la liceul George Enescu din București. Mai este Ștefan Iordachi, fiatal csellós, hatodikos csellós fog szerepelni, zongorán kíséri anyukája, Raluca Cimpoi Iordachi, aki a Zenescu bukaresti liceumnak a tanárnője, és már ismert, már régóta ismert zongoraművésznő. Programul din această seară este alcătuit, desigur, cu minunata profesoară Anne-Marie Paladi, profesoara lui Ștefan Iordachi, ca și cum ar fi un program de consacrat mare artist. Programul conține o sonată de Francoeur, apoi La fântână de Carl Davidov, Glazunov, cântecul menestrelului, David Popper, poloneza de concert, și Constantin Dimitrescu, dans țărănesc. A műsorba, amit Anne-Marie Paladi készített a gyereknek, Anne-Marie Paladi a tanárnője ennek a fiatal és nagyon tehetséges csellósnak. Egyébként azt is meg kell jegyezni, hogy Anne-Marie Paladi a Andrei Ionica Csajkovszki díjas fiatal művésznek is a tanárnője volt, szóval a program olyan, hogy akármilyen színpadon és akármilyen neves nagyművész programjába is helyet foglalhatna. Egy François Francoeur szonáta kezdi a műsort, majd Carl Davidov a Kútnál című darab, utána Alexandr Glazunov a menesztrel éneke, Popper Dávid koncert polonéza, Dvorzsák Valdesruf, és a végén Constantin Dimitrescu román zeneszerző paraszt tánca. Hallgassuk most meg Ștefan Iordachit és Raluca Cimpoi Iordachit, akik előadják a François Francoeur E-dur sonatáját. S-ascultăm acum pe Ștefan Iordachi, acompaniat de Raluca Cimpoi Iordachi, interpretând sonata în mi major de François Francoeur.
Aplaudați și dumneavoastră virtual. A cântat Ștefan Iordachi, violoncelist în clasa 6-a la școala gimnazială Iosif Sava din București, acompaniat de Raluca Cimpoi Iordachi, profesor la Colegiul Național de Muzică George Enescu din București și la Universitatea Națională de Muzică tot din București. Ștefan este elevul doamnei profesoare Ani Mari Paladi, și programul lui va continua cu La Fântână, piesa La Fântână de Carl Davidov. Gondolom, hogy önök is tapsoltak Stefan Iordachinak, aki egy hatodikos iskolás, egy nyolcosztályos zeneiskolának a tanítványa. A mama, aki kísérte, Raluca Cimpoi Iordachi, az a George Enescu Zene Liceumnak a tanárnője, egyébként a Bukaresti Egyetem, Zene Egyetem tanárnője is, és a fiatal ember, a gyerek, az Ani Mari Paladi tanárnőnek a növendéke. Most meg fogjuk hallgatni az Alexandre Glazunov Cântecul Menestrelului, a Menestrel dalának nevezett darabot.
Pe care le veți dărui dumneavoastră lui Ștefan Iordachi, se vor alătura aplauzelor acestora din sala aproape goală, în afară de cei care înregistrăm și cântăm, nu mai este nimeni, dar și noi îl aplaudăm pe Ștefan Iordachi, elev în clasa 6-a la școala gimnazială Iosif Sava. Și la Colegiul Național George Enescu, acompaniat de Raluca Cimpoi Iordachi. Meghogotuk uibul Ștefan Iordachi, fiatal celu, ștokita mamai Raluca Cimpoi Iordachi, kisit zunguran. Következik a programba Alexandr Glazunov dala, opus 71-es számmal. Ascultăm acum cântecul Menestrelului de Alexandr Glazunov, opus 71.
La mijlocul secolului al XIX-lea, celebrul pianist Franz Liszt îl invită, pentru că înființase la Budapesta Academia ce-i poartă numele, îl invită pe violoncelul praghez David Popper să înființeze școala de violoncel la această instituție de un nivel și în zilele de astăzi e extrem de ridicat. David Popper a fost și un compozitor, iar de numele lui la ora aceasta, de mai mult timp, se leagă o competiție. Ștefan Iordachi, protagonistul recitalului nostru de astăzi, a participat în anul 2019 la concursul David Popper, care se ține în Ungaria, a obținut premiul al treilea, era în clasa a cincea. De altfel, Ștefan Iordachi mai are premii. Premiul întâi la competiția Antonio Ianigro în anul acesta, competiție ce se desfășoară în Croația, și tot în anul acesta a primit premiul întâi plus premiul special la concursul Jan Wichtel din Praga. Să-l ascultăm acum cu o piesă dintre compozițiile pe care le-a scris David Popper, celebra poloneză de concert, opus 14. Liszt Ferenc Miután a budapesti franc, Liszt Ferenc Akadémiát megalapította, meghívta a prágai csellóst, a már híres David Poppert, hogy legyen ott az intézetnek az első cselló tanárja. David Popper zeneszerző is volt, és most az utóbbi években egy verseny is van a nevéhez kötve. Ezen a versenyen vett részt Ștefan Iordachi, aki a mai koncertünk meghívottja. 2019-ben harmadik díjat kapott a David Popper versenyen. Egyébként több versenyt is megnyert már. Ezek között említem Antonio Ianigro első díját Kroáciába 2020-ban, és ugyancsak 2020-ban a prágai Jan Wichtlich első díját, meg külön díját. Hallgassuk meg most Ștefan Iordachit, aki egy David Popper művet fog előadni a zongorán, Raluca Csimpoly Iordachi. Thank you.
În spațiul virtual al Institutului Cultural Maghiar din București. Ascultăm recitalul susținut de Ștefan Iordachi în compania pianistei Raluca Cimpoi Iordachi. Programul continuă cu o lucrare semnată de Antonin Dvorak, Waldesruh. București Magyar Intézet koncerttermébe vagyunk. Stefan Iordachi fiatal csellós és Raluca Cimpoi Iordachi zongora művésznő koncertjét hallgatjuk. A koncert folytatódik Antonin Dvorak Waldesruh című dalával. Thank you.
recitalul se va încheia cu dans sărănesc de Constantin Dimitrescu. Ștefan Iordachi, cum vă spuneam, este în clasa 6-a, la pian Raluca Cimpoi Iordachi, o pianistă bine cunoscută, nu numai în teritoriul românesc, profesoară la Colegiul Național George Enescu din București și la Universitatea Națională de Muzică, tot din București. Profesoara lui Ștefan este Animari Paladi, un excelent făuritor de violonceliști de valoare. Recitalul acesta l-aș putea numi și muzica versus pandemie. De ce nu? Până la urmă, indiferent cât de greu va fi, pandemia va ceda, dar muzica va rămâne. Cât vom rămâne noi? Mulțumesc Institutului Cultural Maghiar din București pentru găzduirea acestor recitaluri ce vin în slujba speranței noastre de frumos și de bine. Măști concert omit Ștefan Iordachi hotodikus cellu tanítvány, meg Raluca Cimpoi Iordachi zongoraművészné adtak elő önöknek, Constantin Dimitrescu parasztáncával ér véget. Ezt a koncertsorozatot most lehetne nevezni úgy is, hogy a zene a koronavírus ellen. Mert hiszen valamikor a koronavírus csak megadja magát, a zene meg soha. Mert a zene hoz nekünk örömet és boldogságot, és igazi oltást a rossz ellen. Köszönjük szépen a Bukaresti Magyar Intézetnek. Azt köszönjük, hogy helyet ad a fiatal művészeknek és támogatja őket.